bifat-o vacanța. De această dată, frumoasa artistă a ales ca destinație Cipru, unde a plecat împreună cu soțul ei. Nu mai este niciun secret că Delia iubește să călătorească și o face ori de câte ori are ocazia. Vedeta împreună cu soțul ei au vizitat cele mai frumoase locuri, însă s-au și relaxat pe plajă. Și cum termometrele indică temperaturi ridicate, Delia și-a luat un costum de baie minuscul și și-a etalat formele perfecte. I'm sexy and I know it. Delia a scos o sumă frumușică pentru a se relaxa departe de țară, însă noi spunem că a meritat toți banii, dacă stăm să ne uităm la peisajele minunate pe care le-a văzut. Doar pentru biletele de avion, vedeta a scos din buzunar 600 de euro, iar pentru cazarea la hotelul de lux a dat în jur de 2000 de euro. Ei, cu așa vacanțe să te tot răsfeți! Du-te-n-o, bre!